Bună, dragă vărsător! Dragă vărsător, mesajul ghizilor, mesajul de deschidere și de închidere mi se transmite al acestor mesaje. Mesajul al acestor mesaje. Ai înțeles tu. Deci de unde începe și unde cum ar veni se termină totul în acest moment pentru tine, dragă vărsător, este că adevărul te va elibera. Aceste mesaje vin către tine pentru a te ajuta să eliberezi toxicitatea din viața ta. Te afli în mijlocul unei situații deosebite toxice pentru tine, îți afectează, aud, mult viața, în general, toate aspectele. Tu simți acest lucru? Ai mai primit informații? Și pur și simplu simți tu de ceva vreme că ceea ce se întâmplă în jurul tău și este vorba de relația de cuplu în care ești, ceea ce se întâmplă în jurul tău și în jurul relației cu persoana cu care ești în acest moment, într-o relație de cuplu, este foarte toxic. Și nu doar că este foarte toxic, devine din ce în ce mai toxic cu fiecare zi, clipă care trece. Ghizii doresc să-ți aducă în atenție aceste mesaje care sunt foarte specifice. Sunt foarte dure. Așadar, pentru persoanele care simțiți că nu doriți sau nu aveți disponibilitatea să faceți față unor mesaje posibil destul de impactante emoțional, vă recomand să nu urmăriți videoclipul. Acest mesaj nu este pentru toate persoanele din vărsător și nu este nici pentru toate persoanele care se confruntă cu astfel de situație. Este doar pentru anumite persoane din cele care se confruntă cu această situație sau ceva foarte, foarte asemănător. Și care simt că au ajuns la punctul la care adevărul dur, oricât de dur și crud ar fi el, simțiți că vă va elibera. Pentru că vă va elibera. Însă, doar dacă sunteți în acel moment în care simțiți că aveți nevoie de adevărul golgoluț, cum se spune, oricât de dur ar fi el. Pentru că voi simțiți care este adevărul. Poate nu aveți informații foarte concrete sau foarte clare. Însă toxicitatea din relația căreia încercați să-i faceți față, aud cu cât mai multă eleganță puteți. Și am văzut 9:11 pe ceasul meu de îngeraș. Am un ceas care nu are legătură cu exact cât este ora. Este doar un mod de comunicare cu îngerașii mei.
Nu, 11 înseamnă că a venit momentul să închideți un ciclu și să materializați ceea ce, de fapt, sufletul vostru a venit aici, pe pământ, să materializeze. Și nu doar atât, aveți sprijin din partea divinității să faceți acest lucru. Iar divinitatea, prin reprezentanții săi, ghizii voștri spirituali, îngerași, arhangheli, ghizii voștri cosmici, euul vostru superior, vă trimite mesaje, vă trimite ajutor, vă trimite confirmări. Da, tu, dragă vărsător, ești în această situație, ești în această energie în care simți că ești în mijlocul unei toxicități puternice în relația ta de cuplu. Simți că persoana cu care ești te manipulează. Simți că este poate și mai mult decât atât, că ar putea să existe și altcineva între voi. Și da, există. Simți că vrei să ieși din această toxicitate, însă te simți profund conectat sau conectată cu partenerul, partenera ta, atât de profund conectat, încât simți că ți este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să închizi acest ciclu toxic, să ieși din această circumstanță. Iar aceste mesaje, ghizii accentuează, repetă faptul că aceste mesaje au ajuns către tine acum, în momentul când ai dat tu click pe acest videoclip, pentru a te ajuta să te eliberezi din această toxicitate. Ce se întâmplă este că ești jonglat sau jonglată, da? Persoana cu care ești mai este într-o relație, mai are și o altă relație în care oferă cel puțin la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, decât mai mult mi se transmite. Cealaltă relație este mai importantă, e mai sus, e mai semnificativă pentru acea persoană, persoana cu care ești. Contează mai mult, investește mai mult acolo pentru că o percepe mai importantă acea relație. Aud, are mai mult de câștigat de acolo, deși și din partea ta câștigă multe lucruri și vom vedea ce câștigă. Persoana este într-o relație cu cineva, o persoană care ți este cunoscută, o persoană care poate ți este chiar foarte apropiată, în sensul că ar putea chiar să-ți fie și rudă. Este o persoană mai tânără decât tine, această persoană, o persoană la care tu ai ținut, căreia i-ai oferit poate chiar afecțiune, dacă e vorba de o rudă, sau oricum i-ai oferit încredere, ai avut o relație strânsă cu această persoană. Însă acum nu mai comunicați. Tu nu mai comunici cu acea persoană. Relațiile s-au răcit. Persoana s-a îndepărtat. Și tu nu ai simțit Nu ai simțit să te străduiești să menții legătura. Așadar, legătura între voi poate
dacă există, e doar așa, sporadică. Această persoană poate să fie o persoană publică sau care are o oarecare formă de prezență publică, sau este o persoană de succes, o persoană admirată, o persoană cu multe persoane în jurul său, cu cercuri de influență în jurul său, cu multe persoane care sunt menite să admire această persoană. Acestei persoane îi place gustul victoriei, gustul succesului. Această persoană te-a invidiat mereu pentru frumusețea ta, pentru frumusețea ta interioară și exterioară, pentru, aud, natura ta afectuoasă, tandră, dar și jucăușă, veselă. Tu, de fapt, dragă vărsător, ești în mod natural, fără să te străduiești să faci acest lucru. Ai așa o carismă personală, un farmec aparte, care pur și simplu atrage oamenii. Și îi atrage în sens pozitiv, dar și în sens negativ, pentru că de-a lungul timpului poate ai fost conștient sau conștientă de acest lucru, poate mai puțin, dar ai fost și foarte invidiat sau invidiată pentru acest farmec. La fel și această persoană te-a invidiat mereu pentru acest farmec, această carismă aparte a ta și pentru faptul că, indiferent dacă tu ai simțit că ai avut succes în viață, în diverse aspecte sau nu, această persoană a simțit că tu ai avut succes, că tu, în orice faci, orice ai face, poți și să nu faci nimic și oamenii te plac, succesul vine la tine, lucruri bune ți se întâmplă, tu câștigi. Și această persoană nu ți-a arătat niciodată pe față cât de mult invidiază acest lucru la tine și cât de mult și-ar dori să schimbe rolurile. Însă, faptul că nu ți-a arătat pe față nu este dovada că nu este ceea ce simte. Această persoană are o latură foarte întunecată. Toți avem și aspecte, și calități și defecte, și aspecte pozitive și aspecte negative. Însă latura întunecată a acestei persoane a cuprins întreaga sa ființă. Această persoană operează efectiv din energia demonică, din energia diavolului, dintr-o energie toxică, din vibrații foarte joase de energie. Această persoană dă senzația că este iubitoare, afectuoasă, însă folosește aceste calități aparent naturale, le folosește în mod nenatural pentru a câștiga, pentru a avea admirația tuturor, pentru a fi în centrul atenției, pentru a avea succes oriunde merge și orice face. Așa cum percepe că ai tu. Această persoană vrea să fie tu, dragă vărsător.
Această persoană își dorește, aud, cere ca mereu cupa să-i fie umplută. Însă nu este dispusă această persoană, poate fi bărbat sau femeie, da? În funcție de situație. Nu este dispusă această persoană să ofere în schimb, decât dacă este un schimb avantajos pentru persoană. Șapte de săbii. Șapte de săbii este cartea hoțului. Ok? Cartea hoțului în picioare. Această persoană a dorit mereu să fure de la tine, să-ți fure gândurile, să știe ce gândești, cum gândești, ca să gândească la fel și să obțină ce obții tu, să se bucure de ceea ce te bucuri tu, să fure energia ta, ca să fie ca tine, să se bucure, deci wow, wow, like, ai înțeles, dragă vărsător. Și aceasta e o persoană la care tu, posibil, chiar ai ținut. O persoană apropiată. Ar putea să fie un prieten, o prietenă, ar putea să fie chiar și rudă. Cineva cu care nu mai ții legătura, care este mai tânăr decât tine. Poate nu cu mult. În unele situații, poate cu ceva ani, diferență. Această persoană are la, în momentul acesta, persoana ta dragă, o are la degetul mic. O are ciugulindu-i din palmă. Ciugulindu-i din palmă. Această persoană are succes. E posibil că are o situație bună materială, e posibil că are un job stabil în care câștigă bine, poate are chiar și o poziție de mai înaltă, o funcție, o anumită funcție în, la locul de muncă, în cariera sa. Este o persoană care se îmbracă frumos, ține foarte mult la imaginea sa. Este foarte bine pusă la punct. Totul este pus la punct. Nu ai să vezi o unghie ne la locul ei, nu ai să vezi această persoană cu unghiile nefăcute, nu ai să vezi această persoană necoafată. Are grijă de sănătatea sa, dar totul este din teamă. Are grijă de sănătatea sa pentru că e teamă să nu se îmbolnăvească. Nu pentru că se apreciază pe sine și corpul său. Se îmbracă frumos pentru că e teamă sau se aranjează sau are grijă să nu-i lipsească și cel mai mic detaliu din modul de prezentare. Nu pentru că se respectă și se admiră pe sine, ci pentru că este teamă nu cumva să fie judecată, criticată, nu cumva să surprindă o privire mai întrebătoare la cineva din jur. Este plină de nesiguranță de sine această persoană. Nu are niciun pic de siguranță de sine. Are numai frici. Funcționează puternic, aproape în totalitate, aud, din energia toxicității. Atunci când suntem dominați de frică sau de diverse frici, devenim foarte toxici. Devenim defensivi și în același timp și ofensivi. Atacăm pentru a nu fi atacați. Și ne apărăm nu pentru că ne atacă cineva, ci suntem mereu în apărare, gata să sărim la atac,
ca nu cumva să fim atacați. Cum spuneam, persoana ta, persoana cu care ești tu în această relație în care te simți mai mult sau mai puțin manipulat sau manipulată, sau oricum simți că este foarte toxică această relație, poate ai simțit chiar sau ai primit anumite informații, poate în mod intuitiv, poate chiar și confirmări în plan fizic, că e posibil să mai aibă și o altă relație persoana dragă. Această persoană îi ciocolește din palmă persoanei care vrea să fie tu, să facă schimb de energii și de destin cu tine, dragă vărsător. Și de ce vin aceste mesaje la tine? Pentru a te ajuta, cum spuneam, să ieși din acest ciclu karmic, din această conjunctură karmică, să privești în față și să conștientizezi faptul că persoana în care ai investit și te străduiești să investești cât poți de mult emoțional, ca timp, energie și orice altă resursă investești tu sau ai investit în această persoană, această persoană este în viața ta doar pentru a te opri pentru o clipă din drumul tău. A te opri. Atât cât să poți vedea cu claritate, să poți privi în față adevărul și să te eliberezi. Această persoană cu care ești te manipulează pentru a te ține pe loc. De ce își dorește să te țină pe loc? Pentru că această persoană nu își dorește să se încheie această relație cu tine, acest ciclu, da? Această persoană dorește să continue să aibă opțiunile deschise, să primească, să-i fie turnat în cupă din mai multe direcții și să toarne la rândul său în cupele altora în continuare. În câte cupe simte să toarne și ce simte să facă. Persoana cu care ești are un nivel asemănător de nesiguranță de sine ca și persoana din palma căreia ciugulește. Da? Tocmai și de aceea simte nevoia să aibă mai multe persoane disponibile pentru diverse nevoi în jurul său. Sau chiar și pentru aceeași nevoie să fie mai multe persoane care să fie disponibile să împlinească aceeași nevoie oricând are nevoie.
Simte acea nevoie. Această persoană este în viața ta, cum spuneam, ca să te oprească puțin din drumul tău. Din drumul spre împlinirea misiunii tale. E importantă. Era important acest pas, această oprire. Era important. Pentru că menirea ei este să te ajute, dragă vărsător, să poți să privești adevărul în față și să-i permiți sau să-ți permiți să te eliberezi din orice nu este în aliniere cu menirea ta divină. Acestea au fost mesajele, dragii mei vărsători, vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă reamintesc să lăsați un comentariu pozitiv, doar comentarii pozitive. Cele negative vor fi șterse, pentru că accept doar comentarii pozitive. Aceasta este, e canalul meu, e regula mea. Și nu o schimb, nu am schimbat-o și nu o schimb. Cui nu-i plac videoclipurile mele, cine nu simte că rezonează, nu simte că îl ajută sau o ajută videoclipurile mele, aveți libertatea deplină să alegeți să nu urmăriți acest canal. Așadar, nu există niciun motiv pentru a lăsa, a permite, pentru mine, pentru a permite orice comentariu negativ să rămână pe canalul meu. Niciun motiv. Cine dorește să lase comentarii negative, înseamnă că nu-i place canalul meu. Și este în regulă. Nu-i place ce fac eu. Este în regulă. Este în regulă. Nu e nimeni obligat să-i placă. Aveți libertatea, cei cărora nu vă plac sau mesajele sau nu rezonați sau nu vă ajută, aveți libertatea să vă îndepărtați. Așa cum și eu am libertatea să îndepărtez toxicitatea sub orice formă simt că este ea trimisă din jurul meu. Canalul meu mă reprezintă pe mine, reprezintă câmpul meu, este parte din câmpul meu energetic. Așadar, în câmpul meu energetic sunt permise doar comentariile pozitive și energiile pozitive. Energiile negative au libertatea să meargă unde le place lor, unde se simt ele mai bine. Bun. Așadar, dacă aveți comentarii pozitive, eu le aștept cu mare drag și vă mulțumesc pentru ele, le apreciez, apreciez sprijinul vostru în toate modurile în care simțiți voi să mi-l oferiți și dacă vă place acest canal și simțiți că v-au ajutat mesajele și nu v-ați abonat încă, vă invit să vă abonați. De asemenea, există și un buton Alătură-te. Puteți să explorați acolo posibilitățile de a vă înscrie în Clubul Delia. Dacă tot vă place canalul, s-ar putea să vă placă și Clubul Delia. Și da, până la următorul videoclip, vă doresc tuturor, chiar și persoanelor care poate cine știe, nu au simțit că le-a ajutat acest mesaj, dar au rămas până aici. Vă doresc chiar și vouă, mă refer la persoanele negative, da? Chiar și vouă vă doresc numai bine, pentru că de ce să nu fie bine? De ce să nu fie bine? De ce să fie rău? Da? E mai bine să fie bine. Da. Deci eu vă doresc tuturor numai bine
Și vă reamintesc celor care ați dori să lucrăm împreună în ședințe individuale de consiliere intuitivă. Poate simțiți să explorăm împreună cu ghizii voștri mai în profunzime situația voastră specifică. Aici, pe canalul meu, bineînțeles, setarările sunt colective, așadar nu se vor potrivi cu fiecare situație în parte. Dacă doriți să lucrăm împreună, aveți detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru și vă mulțumesc că mă urmăriți și vă doresc tuturor numai bine!